Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la știrile TLM. În weekend orașul a fost sub cod portocaliu de precipitații abundente, iar cantitățile de apă au depășit pe arii extinse 40 de litri pe metru pătrat și local chiar 60-70 de litri pe metru pătrat. Sistemul de canalizare nu a făcut față în zone joase ale orașului, în special în Alexandru cel Bun, Dacia, podul de piatră Splaibachului, podul Roș, Tudor Vladimirescu, Metalurgiei, Păcurari, Canta, dar și zona industrială. Traficul a suferit din această cauză, iar unele zone ale orașului asemănat cu Mica Veneție. Primarul Mihai Chirica a acuzat faptul că pompele de evacuare forțată a apei pluviale gestionate de Apa Vital au fost pornite foarte târziu, atât joi cât și sâmbătă dimineață. Edilul a susținut că pompele din zonele Podul de Piatră și Alexandru cel Bun, strada Sarmise-Cetusa, au început să funcționeze la aproape 2 ore după ce ploaia se oprise, ceea ce a dus la refularea canalizărilor și inundarea străzilor din zonele joase ale orașului. În replică, Consiliul Județean, instituție în subordinea căreia se află Apa Vital, au precizat că rolul acestor pompe este altul, și anume de apărare a orașului în cazul în care nivelul Bahluiului este foarte mare și există riscul producerii de inundații și a intrării apei din râu în rețeaua de canalizare. Chiar și așa, Consiliul Județean susține că pompele au fost pornite în timp util și au funcționat la capacitate maximă. Până când cele două instituții vor înțelege că trebuie să ajungă la un consens în sprijinul oamenilor, Iașiul va fi inundat ori de câte ori va ploua mai serios.